Salutare lupilor și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi o să vă prezint o observație făcută de mine. În timp ce mergeam spre școală, am văzut foarte mulți tineri care stăteau pe telefon, chiar și adolescenți, tineri adolescenți, în general, oameni care stau pe telefon, adică pe device-ul acesta numit telefon. Și m-am gândit să fac acest videoclip, să vă atrag atenția că ochii noștri sunt distrași la mesajele de notificare, la mesajele cu prietenii, dar nu mă refer chiar la telefon, că la telefon te poate suna un prieten, ori mama cu care trebuie să vorbești ceva important. Nu, vorbesc că mergem undeva și scoatem imediat telefonul când ne-am plictisit, că nu mai avem chef să mergem, să ne uităm pe fereastră, ceva de genul. Hai să gândim și partea negativă a unui lucru care omul a făcut când a programat un robot sau când programează un robot. Un om programează un robot, el pune imaginația lui acolo, el pune partea hardware și software cu ce să se ocupe acel robot. Gândiți-vă că unii roboți care noi îi facem să funcționeze sau să așa, nu văd lumea de afară, sunt programați să zică bună ziua sau acolo este pe stânga biroul central. Gândiți-vă că unii roboți nu văd lumea din exterior și nu văd un copac verde, nu văd o pădure veche, nu văd o pădure înverzită. Dar noi oamenii vedem, dar suntem atrași mai mult de telefon, de a scoate să fotografiem, să ne punem un ecran în fața ochilor. Eu zic să ne depărtăm un pic, cu să fim atenți măcar pentru câteva clipe la lumea din exterior și când, nu știu, mă duc spre școală și mă urc în tramvai, să mă uit pe geam și nu să scot telefonul, să mă uit pe Instagram sau să mă joc un joc până ajung la destinație. Nu, nu zic că trebuie să renunțăm complet la de a sta pe telefon sau de a face lucrurile pe care le făceam pe telefon în timpul pe care l-aveam noi liber sau ceva de genul ăsta. Spun doar să fim și noi atenți la lumea din afara noastră. Ochii noștri ne pot salva din multe necazuri. Putem să fim martori unui accident, să-i spunem polițistului sau pompierului cine a fost de vină, cum s-a întâmplat. Sau putem vedea semaforul, să-i atragem cuiva atenția că este roșu și că nu trebuie să treacă. Aceste metode se pot folosi, adică aceste metode trebuie să se folosească în ziua cu zi. Zic că sunt foarte importante și trebuie să le folosim, că chiar avem nevoie de acești ochi minunați pe care îi avem. Și un robot, nu. Poate nu un robot pe care îl cumperi, să zic, să-ți facă un fresh de portocale, să-ți vadă o plantă, o pădure. Ăla n-are ochi. Este programat doar să stoarcă fructe și să-ți dea sucul. Asta e programarea lui făcută de om. Dar noi ne punem imaginația la treabă. Chiar și când citim o carte, noi ne imaginăm cum se întâmplă acțiunea, cum sunt personajele, în timp ce citim. Și am învățat de la cineva din școală să așteptăm când suntem la un concert sau când așa și ne cântă artistul preferat, să fim acolo lângă el, să-l susținem, să vadă că noi suntem atenți și nu ne punem telefonul să-l filmăm așa, să ne acoperim ochii și să nu mai îl vedem și să fim atenți, să-l încadrăm bine în imagine sau ceva de genul. Și am vrut prin acest video să vă atrag atenția că noi majoritatea timpului
stăm pe telefoane, dar nu suntem foarte atenți la lumea din exterior. Când vorbim cu lumea, cu un prieten, hai să stăm față în față, fără un telefon sau fără cu ochii în telefon, la un suc, la ceva, să vorbim față în față despre subiectul ăla care ne place la amândoi. Și vă susțin să faceți asta și voi. Eu vă salut și o să vin în continuare cu videoclipuri noi pe acest canal din studioul meu pe care am început să le filmez chiar de astăzi. Vă salut și vă zic să dați un subscribe, un like și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați când postez ceva. Eu vă salut, pa!